încredere. N-am ajuns încă. Știi bine cum funcționează ochiul dragonului. Ne spune încotro să ne ducem, nu indică și distanța. Iar acum ne ajută să ne menținem în fața lui Bu. Prinde-l! Ce-mi place puterea asta nouă. Păcat că nu merge și cu bananele. Nu-i văd nicăieri pe prichindei ăia. Ar putea fi oriunde. Vor ieși la suprafață în curând. Îi așteaptă o prăpastie în drum și nu pot traversa decât printr-un loc. Trebuie doar să-i așteptăm pe partea cealaltă. O capcană vicleană. Îmi place. Ești și rept și malefic. Exact ca mine. Poftim? Acum ochiul dragonului vrea să o luăm înapoi? Ochiul dragonului nu se înșală niciodată. Trebuie să facem ce ne spune. Aș vrea doar să se hotărască odată. Vor păși chiar în capcana mea. În curând. Din clipă în clipă. Iar m-au păcălit. De unde știu elementele alea pe unde trebuie să o ia de fiecare dată? Mai verific o dată. S-ar putea să ne îndreptăm chiar spre Bu. Ce-ai făcut iar? Închide-l până nu vede cineva unde ne aflăm. Nu pot. Ce e aia? Un obiect rotund cu ochiul unui dragon pe el. Mereu se uită la el și merg în control, îi indic obiectul. Ați știut despre asta și nu mi-ați spus. E important? Incompetenților! E evident că acel obiect îi călăuzește. Nu se oprește, vrea să ne spună ceva. Poate voia să ne spună să fim atenți la groapa asta mare. Ce geniu malefic ar construi o asemenea capcană? Mai să fie! Sunt chiar dădacele mele! Roșcoștanule! Prieteni, ce căutați în capcana pentru monștri? Doar nu v-au trimis părinții mei să mă supravegheați, nu-i așa? N-am mai văzut-o nici pe prințesa Pană de Fier, nici pe regele Taur. Ce faci aici de unul singur? Am venit cu cortul! Părinții mei mi-au dat voie să vin singur! Eu îl cred! Bine, dar ai grijă de tine! Și fii cu ochii în patru, bușii ai lui sunt prin preajmă. Ha! Nu mă tem eu de el! Priviți acolo! Acum! Tata? Salut, prieteni! Eram în trecere. Ai venit să mă supraveghezi, nu? Ai spus că ai încredere în mine, dar nu ai. Cum să n-am încredere în tine, fiule? Dar mă gândeam că poate ai nevoie de câte ceva. Haine groase, vitamine, mănuși, un tort, poate ceva dulciuri. Păi, cred că totul e în ordine. Ar trebui să plecăm dacă vrem să descifrăm mesajul fără Bu pe urmele noastre. Sirop de tuse, o cască de duș, un burete, o tigaie. La stânca aia! Bu nu ne va vedea acolo și vom putea deslega misterul. Poate e un fel de cod. Dacă am putea... Maestre Ion? Da, Strop. Ăsta e maestrul vostru? E mai scund decât mi-l imaginam. Liniște! N-am mult timp la dispoziție. Am un mesaj pentru voi. Vă apropiați de sfârșitul călătoriei. Serios? Super! Era și cazul. Mai aveți doar un lucru de făcut. E Flame-o! Ascunde ochiul! Scuze, maestre! Ajutor! Ajutor! Ce ne facem? Nimic. Să se descurce. Dar e și el un element. Avem nevoie de el pentru a trezi dragonul. Bine. Pârtie, soldați. Sunteți prea mulți aici. Ne cam sufocați cu prezența. Să nu te mai prind pe aici. Mersi. Mi-a salvat viața. Care-i treaba? Erai prin zonă și te-ai gândit să treci pe la noi?
Nu, Bus a țignit. Am făcut o greșeală mititică și a pus soldații pe urmele mele. Bun venit în lumea noastră. Acum ești în siguranță, cu bine. Stați, nu mă pot întoarce la el. Pot să vin cu voi? De unde știm că nu vrei să ne păcălești? Vă spun un secret. Bu a aflat despre dispozitivul vostru secret și vrea să pună mâna pe el. Dacă Bu pune gheara pe ochiul dragonului, s-a zis cu misiunea noastră. Vă ajut eu să-l ascundeți. Nu, mersi. Până acum l-am ascuns destul de bine. Dar acum Bu știe că e la voi. Dacă vă prinde, îl va găsi. Asta e un cufăr de camuflaj. Face lucrurile invizibile. Dă-mi ochiul. Nici gând. Nu pui tu mâna pe el. Bine, atunci pune-l aici cu mâna ta. Se apropie cineva. E grab cu soldații. N-avem mult timp la dispoziție. Bine, după ce apăs butonul, ochiul dragonului va fi invizibil. A dispărut. Ce-ai făcut cu el? Nimic, e acolo. Doar că e invizibil. Sunt aici, pe ei! Să vă văd alergând prin nisipuri mișcătoare. Vă dau și eu o mână de ajutor. Susțineți-l de aici! Fugiți! Mă repede! Soldații, ăștia sunt din ce în ce mai slabi. Acum putem vedea finalul mesajului lui Yun. Ochiul dragonului e tot invizibil. Le-a păcălit! Ochiul dragonului a dispărut. Și Flame-o la fel! Când am apăsat butonul, mi-a căzut în mână. A fost atât de ușor. Elementele alea sunt tare toante. Și chiar ne-au căzut în capcană. Da. Chiar au crezut că vreau să mă alătur echipei lor. Nu te-aș trăda niciodată, generale. Așa te vreau. După ce îmi voi da seama cum se folosește, voi avea un avantaj clar în fața elementelor. Nu-mi vine să cred că am avut încredere în el. Serios? Mie da. Dacă pun mâna pe Flame-o, îl voi... Stați! Poate e o capcană. Chiar așa? Nu vrei să te păcălească din nou, nu? Atunci hai să-i lăsăm ochiul lui Bu și noi să mergem spre... Da, nu știm unde, pentru că nu avem ochiul. Trebuie să-l recuperăm, Shao Yan. Sunt de acord, dar avem nevoie de ajutor. De mult ajutor. Da, sigur că vă ajut. Ce pot să fac? Creează o diversiune pentru soldați. Noi ne furișem înăuntru și luăm ochiul. Iar eu te voi ajuta să-i învingi cu inelul meu magic. Regret, fiule, dar ești prea mic. N-ai fi în siguranță, am o misiune mult mai importantă pentru tine. Stau de pază sau o capcană? Să stai aici și să înveți să faci nodul. Nu stau aici în timp ce tu... Asta-i prima lecție. Scapă din strânsoare. Oare de ce nu funcționezi? Funcționează! Ai încercat să apeși butonul de pornire? Asta e un dispozitiv magic creat de maestrul Yun, un mare maestru al artelor mistice. N-are niciun buton de pornire. Oricum, deja m-am uitat. E inutil. Păcat că l-ai gonit pe maestrul Yun. El ți-ar fi putut spune cum se folosește. Genial! De ce nu mă mir că te iubesc ca pe propriul fiu? Ești sigur că va merge? Regele Taur e puternic cât 10 soldați. Se va descurca el. Yuhu! Aici! Să te ferești de bucățile de soldați ce vor zbura pe aici. Mă întrebam dacă ați putea să-mi spuneți încotro să o iau spre fortăreața zburătoare. Ar fi foarte frumos din partea voastră. Cine ar fi crezut că va aborda metoda politeței? Să înțeleg că nu puteți vorbi. Ei bine, pe curând! Bătrâne, trezește-te și dezvăluie-mi câteva secrete. Maestrul Yun era aici? O cameră secretă! Și noi nici măcar nu știam de ea. Ce se aude? Merge să vedeți ce e. Eu trebuie să interoghez un moșneac. Hei,
E individul ăla cu cap de taur. Dacă e și el aici, înseamnă că elementele sunt pe aproape. Tu mai adun niște soldați? Eu mă duc să-l avertizez pe general. Nu-mi pune răbdare la încercare. Spune-mi cum funcționează asta. Înainte de a ști cum, trebuie să știi de ce. Nu-mi vorbi codificat. Îți spun eu de ce, cum și pentru ce. Cuvintele rostite contra vântului se izbesc adesea de tine. Ascultă prăjitura cu răvaș ce ești. De tine se vor izbi toate elementele după ce le distrug. Dar nu vei distruge niciodată toate elementele. Sunt sigur că nu îi vei face niciun rău lui Flame. Îl iubești ca pe un fiu. Ha! Știi la fel de bine ca și mine că singura cale de a distruge dragonul auriu e să distrug toate elementele deodată, inclusiv pe Flame. Șt, putem să găsim ochiul și să o ștergem de aici dacă nu scoatem nici un... Ajutați-mă puțin! Haideți! Acum l-am prins! Dragon Taido! Soarele dimineții va mângâia floarea de cireș. Atunci ursul panda cel roșu se va sătura. Încetează odată! Eu trebuie să te torturez pe tine! Spune-mi odată cum funcționează chestia asta! Altminteri? Chiar dacă ai avea ochii a 100 de dragoni, niciodată n-ai putea vedea limpede. Asta ce mai înseamnă? Înseamnă că nu vei prinde niciodată elementele. Am prins elementele! Ha, vezi, moșule, cine râde acum? Și când spun asta, mă refer la faptul că ne-au bătut! Cine râde? Taci! 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 Și tot eu trebuie să rezolv problema asta ca de obicei. Acum spuneți-mi unde e Flame-o? Hai să luăm ochiul dragonului. Încotro! Sunt sigur că e pe aici. Ha? Unde mergeți? Pe aici. Dragon Taido! Predați-vă! Sunteți prea puțini pentru soldații mei. Grab! Ia-l pe regele Taur și închide-l în temnița 27. Ce-o cu saltele moi și jacuzzi? Nu! Aia este camera de oaspeți. Temnița 27 e cea cu lanțuri ruginite și cu țep de oțel. M-am întrebat de ce ultimul nostru prizonier cânta și râdea mereu. Voi ați fi dorit să vă fi închis în temnița 27? Ca să primim camera cu jacuzzi? Ura! Veți primi exact ce meritați. Libertatea! Ha? Flame-o, ce faci? Ceva ce trebuia făcut acum mult timp. Urmați-mă dacă vreți să recuperați ochiul dragonului. Nu ne mai lăsăm păcăliți. Știu că v-am păcălit mai devreme, dar de data asta chiar sunt de partea voastră. Haideți, n-avem mult timp la dispoziție. Nu am ce să fac sau să spun ca să dovedesc că nu mint. Trebuie doar să vă urmați inima și să aveți încredere în mine. Eu am încredere în el. Pentru că ți-ai urmat inima? Nu, pentru că l-am văzut dovărându-l pe Boo. De ce ar face una ca asta? Unde sunt? Ochiul dragonului. Putem asculta mesajul maestrului Yun. Mai bine vorbiți cu el. Poftim? Maestrul Yun, ești teafăr? Sunt bine, mai ales acum când văd toate cele 5 elemente la un loc. Te scoatem noi de aici. Nu, măgarul ce se oprește să mănânce spini în drumul spre livadă va găsi merii fără rod. Poftim? Cred că vrea să ne spună să-l lăsăm aici și să ne continuăm misiunea. Da, ei bine, măgarul de mine nu pleacă nicăieri fără maestru. Cred că mai bine stau aici și țin butonul apăsat.
Eu tot n-am încredere în el. Strop, avem nevoie de ajutorul lui. Bine, dar dacă ne păcălește, am încurcat-o. De data asta, sigur l-am aruncat în temnița care trebuie. Generale? Ajutați-mă! Ajutați-mă! Cu ce te pot ajuta, domnule Dulap? Nu sunt domnul Dulap, sunt generalul Bu. Generalul nu e aici. Ba, sunt aici, sunt în Dulap. Te-a înghițit! Hai cu mine, merg, zec, ce ești? Dulapule, mi-a făcut plăcere! Puterile mele n-au niciun efect. Sfera absoarbe tot ce încerc. Atunci lăsați-mă aici. E mai important să recuperați ochiul dragonului. Stați să încerc și eu. Dă-mi eu înapoi. Dacă vrei ca treaba să fie bine făcută, cheamă o maimuță de aur. Mulțumesc pentru tot, domnule Hipopotam. Vin după tine, tată. Sper că ești pregătit. Nu are rost. Nici puterile mele nu funcționează. Bu a proiectat sfera în așa fel încât să reziste la puterile noastre. Dar poate nu și la ale mele. Nu se aștepta ca eu să-l trădez, așa că poate avem o șansă, nu? Nu. Poate ne păcălește. Strop, dă-i o șansă și lui Flăimo. La o parte! A mers! Maestre, ești teafăr? Da, dar trebuie să luați ochiul dragonului. Nu puteți trezi dragonul auriu fără el. L-am luat! Să plecăm! Nu plecați nicăieri! Iau eu asta! Acum am toate elementele. Îl am pe maestru și am ochiul dragonului. Dragonul auriu e distrus! Nu! Vreți să ne jucăm? E mai distractiv decât să dezleg noduri. Oare elementele de ce au nevoie de asta ca să trezească dragonul? Dacă e atât de important, îl voi distruge. Apoi îi voi distruge și pe ei. Acum ce mai e? Unde este tatăl meu? Lasă-l jos! Bine! Nu vă ridicați, îl găsesc și singur! Nu vă obosiți, pereții ăștia sunt rezistenții la orice! Trebuie să existe o ieșire. Nu există! Bune, a prins în capcană ca pe niște șoareci. Doar asta am fost eu pentru el. O pacoste de care urma să scape. Destinul tău este să fii erou. Halal erou. N-am fi aici dacă n-aș fi furat ochiul dragonului. Ochiul dragonului. Ce faci? Privesc prin ochiul dragonului. Așa v-am călăuzit drumul. Stai puțin. Tu controlai acea rază de lumină? Da, mi-am direcționat ciul prin ochiul dragonului. Fă-l să strălucească înspre nestemata. Firește, dar nu văd ce... Nestemata controlează ușa. Dacă o faci să strălucească, ușa se va deschide. Prinde-l pe puștul ăla, moluscă inutilă ce ești. Eu trebuie să distrug 5 elemente și ochiul dragonului. Funcționează, dar nestemata nu strălucește. Am nevoie de mai mult, ci veniți aici. Acum l-am prins. Nu! Nu mă mânca, domnule Dulap! Spune-mi unde e tata. Roșcovanule, tu ești? Tată, unde ești? Urmează sunetul de jacuzzi. Generale? Flăimo? Nu e nimeni.
trebuie să ne concentrăm mai tare. Nu vă ajută la nimic, e acționată doar de căldura unei mâini. Nu putem oferi căldură, dar tu poți. Locul meu nu e cu voi. Locul meu nu e nicăieri. Ba da, poate nu-ți dai seama, dar ești ca noi. Mereu ai fost așa. Avem nevoie de tine, frățioare. Ai reușit, Flame-o! Luați ochiul dragonului! E prea târziu! Intrați în cameră, altfel vă distrug jucăria! Obligă-ne! Faceți ce vă spune, ochiul dragonului nu trebuie să fie distrus. Nu vine să cred, e primul lucru pe care îl înțeleg din tot ce ai spus. Intrați! Pârtie! Vin soldați! Dar ce? Jinho, prinde-l cu magnetul! Ce atrăgător sunt! Distrugeți-i! Distrugeți-i pe toți! M-ai mințit? Ai plănuit să mă distrugi odată cu ceilalți? Nu! A fost doar o păcăleală pentru a ademeni elementele aici și a funcționat! Vino înapoi de partea mea, Flame-o! Împreună îi vom învinge! Niciodată! Adio! Și acolo să rămâi! Flame-o! Nu! Încă ne urmăresc! Ne ocupăm noi de ei. Voi aveți o misiune de îndeplinit. Da, aceea de a trezi dragonul auriu și de a aduce pacea și armonia în lume. Atunci lăsați în seama noastră. Vă mulțumim! Cu bine! Scoate-mă de aici! Bună, domnule perete! Ești prieten cu domnul Dulap? Sunt eu! Generalul bun! Generalul nu e aici! Și ce se va întâmpla acum? Porțile dragonului ne vor întâmpina cu multe primejdii, cu teste de curaj și cu grozăvii de neînchipuit. Nu e așa că te bucuri că ai venit cu noi? Între grozăviile de neînchipuit și generalul Bo, vă aleg pe voi! Au dublat în limba română Richard Balint, Rin Tripa, Paul Zurbău, Lăcrămioara Aron, Florin Stan, Pavel Sârghi,